Vasluienii spun că în cele mai multe situații copiii sunt de vină, nu neapărat părinții. Nu de bine pleacă, ei sunt învățați să li se dea epitavă tot ceva ușor, să nu muncească, să pui osul la treabă. Dar de ce se plece de acasă o fată de 14 ani, de exemplu? Sau de 15 ani? S-a învățat, doamnă dragă, cu fel de fel de... Și nu trebuie să aibă o fată. Noi, când eram copii, ne ținea părinții, ne întreba, unii, de unde vii, unde? Acum, parcă zbuiești, pleacă. Le-ai zis ceva, o luat o razna și tu țăpă după ei, că îți întoarci spatele și pleacă. Fetele fac din cauza că caută afaceri de bani, fără să muncească. Noi vedeți ce arată și la televizor, nu este bun. Că ăștia au pornit pe un drum greșit și va ajunge foarte greu în viață. Cazurile de dispariție rezolvate de polițiști demonstrează că în multe situații minorele pleacă de bunăvoie de acasă. În cazul minorilor, vorbim de plecări voluntare ale fetelor de la domiciliu sau din centrele de ocrotire pe o perioadă nedeterminată. La începutul acestui an, în evidențele Inspectoratului Poliției Județene, 52 de persoane figurau ca fiind dispărute de la domiciliu. Între timp, alte 14 au fost declarate dispărute de cei apropiați. În cazul adulților declarați dispăruți, vorbim în general de persoane cunoscute cu afecțiuni medicale sau persoane care aleg să plece la muncă, fără însă a-și anunța membrii de familie. De la începutul acestui an, polițiștii au identificat 15 dispăruți, dintre care 4 minori. În continuare rămân în atenția poliției 51 de persoane, dintre care 9 minori, care figurează ca fiind dispărute.